Dă adrenalină. Hai pe partea asta, la altă, la masaj. Excese de bază. Pipă roșie. Vă salut, Dr. Paul Oargă. Suntem din nou de gardă pe Zmur și astăzi suntem solicitați la un pacient aflat în stop cardiorespirator. Iau legătura pe drum cu aparținătorii, cu familia, pentru a începe de urgență resuscitarea. Din păcate, aceștia nu știau cum să facă, așa că a trebuit să le explic prin telefon. Vă dați seama, nu este situația ideală. Ideal vrei ca persoanele care asistă un stop cardiorespirator să știe să facă compresiune toracice externe sau masajul cardiac pe românește. Important este și să îți dai seama că o persoană a făcut stop cardiorespirator. Aceste lucruri pot fi învățate în cazul unui curs de prim ajutor sau, cum o să vă zic și mai departe, există o aplicație care se numește Help Me, făcută în parteneriat și cu Smurd și cu un proiect personal de curs de prim ajutor, în care poți să fii ghidat pas cu pas ce trebuie să faci în cazul unui stop cardiorespirator și avem și defibrilatoarele puse acolo în harta aplicației, dar avem nevoie de oameni care să le pună, pentru că nu le putem pune doar noi. Eram într-o scară de bloc cu un lift cam micuț în care nu intram toată lumea, așa că m-am hotărât să iau drumul pe scări până la etajul 6 sau ceva de genul. Acum, nu e un lucru de care vreau să mă leg, însă compresiunile toracice pe care le făceau aparținătorii nu erau cele mai eficiente, dar e de așteptat. 80% din oameni, din români, nu știu să facă lucrul ăsta și scopul nostru este și ăsta, să îi învățăm pe oameni cât de importante sunt aceste manevre. Este clar, din ușă văd că pacientul este în stop cardiorespirator, nu are sens nici să verific respirația, nici să măsor pulsul, care se măsoară în de către personal medical calificat, însă nu în prim ajutor. Există o discuție dacă se poate resuscita în pat sau nu. S-au făcut mai multe studii și nu există diferență între pacienții care au fost resuscitat în pat sau care au fost pus pe jos pentru a avea o suprafață dură, pentru a comprima inima, pentru că de fapt lucrul ăsta îl facem. Comprimăm inima între două planuri dure ca să împingem sângele în corp, pentru că aceasta s-a oprit. Hai să punem. Da. Balon, este balon. Niște acte medicale la domnul, bine? Are fractură de șol, operație cu plăcuță la cot, operație cu plăcuță la umăr. Fractură de șol fără deplasare. Și alte probleme cu inima? Nimic. El era autonom înainte de accident? Da. Mai greu ți-l era. Pipă. Pipă roșie. Activitate electrică. Cel mai important lucru în momentul de față era să vedem ce ritm electric are pacientul, pentru că în funcție de cum arată acest ritm, cum arată EKG-ul acestuia, hotărâm dacă livrăm un șoc electric sau nu livrăm un șoc electric. În cazul ăsta, victima nu avea nevoie de șoc pentru că activitatea electrică a inimii nu sugera faptul că ar răspunde pozitiv în cazul unui șoc. Pentru persoanele care știu să acorde prim ajutor, există defibrilatoare automate care iau ele decizia de a da șoc sau nu pentru tine și acestea se află în locurile publice. Poți să intri în aplicația Help Me și să vezi unde există un defibrilator în apropierea ta. Dă-i adrenalină. Hai. Da. Hai, rog, e ok. Hai roșie, e bună, hai roșie. Da. Petrișor, hai pe partea asta, la altă, la masaj. Petrișor. Așa, foarte bine. Hai, prea. Hai, bună, hai. Bun. Bine. Pipa. 30 cu 2.
Bun, ține. Foarte bine. Resuscitarea se face 30 de compresiuni toracice, adică masaj cardiac, la două ventilații. Noi aici avem acest dispozitiv prin care administrăm ventilații pacientului. Dacă nu l-am fi avut și ne-am fi aflat pe stradă sau era cineva din familie, trebuia să facem respirații gură la gură. Oricând ai opțiunea să faci doar compresiuni torace, dacă nu vrei să faci ventilațiile acelea pentru că nu cunoști persoana, ți frică că ai putea lua infecție, deși riscul este foarte mic, sau din diferite motive nu vrei tu să faci respirații gură la gură, se poate face doar compresiuni toracice. Ce vreau să vă zic aici este că diferența între o resuscitare făcută de echipaj medical calificat și una făcută de martorii unui eveniment care n-au niciun fel de pregătire medicală este foarte mică. Noi avem un pic mai multe echipamente și adrenalina pe care o administrăm în anumite situații, cum este și în cazul de față. În rest, cel mai important în cazul unui stop cardiorespirator rămâne compresiunile toracice excelente, excelente, trebuie făcute perfect, și defibrilarea precoce. Dacă victima are nevoie de șoc, acesta trebuie livrat în primele 5 minute. Ser. Fiecare minut care trece fără să se intervină, șansele de supraviețuire scad cu 10%. Adică după 10 minute în care n-ai făcut nimic, șansele de supraviețuire ale victimei sunt aproape nule. Deci, degeaba vine ambulanța și își face treaba și resuscitează ca la carte. Dacă tu nu faci nimic ca martor a unui stop cardiorespirator, de multe ori nu se prea mai poate face nimic. Deci nu l-ați găsit așa de dimineață. Nu. Bine. Eu și băiatul care dorme cu dânsul. S-o plâns de ceva? Nimic. Bună dimineața, seama că eu dimineața viu, îl schimb, îi dau să mănânce, tot seara viu înapoi la el, băiatul stă cu soția și numai cu soția de roșie. L-am schimbat, l-am întors pe o parte pe alta, îi trebuie ridicat în fund sau la capătul patului, l-am lăsat. Și azi că mă să-i fac o ouă, că eu venit ora asta din Cosla și au dus ouă de capă. Deci mă să-i fac o ouă și viu. Păi când am venit cu gura căscată și de aici de la piesă era... Mă mai interesează niște diagnostice exacte la el. N-aveți niște hârtii? Ceva în casă, nicio hârtie medicală, internări? Ieșiri din spital. Chiar dacă nu este prioritară intubarea pacientului, important este să ventilezi pacientul, să ajungă oxigenul în plămâni. În faza a doua a acestei resuscitări, intubăm pacientul și securizăm complet calea aeriană. Însă nu există nicio diferență statistic între o persoană care e resuscitată intubată fiind sau care este ventilată doar pe mască și balonul acela pe care l-ați văzut. Important este ca oxigenul să ajungă în plămâni și în ambele situații acesta ajunge. Vedeți cât de importantă este coordonarea între membrii aceluia și echipaj, pentru că acele compresiuni toracice trebuie făcute neîntrerupt, doar în cazul protocolului în care faci 30:2. După ce ai intubat pacientul, nu se mai întrerup compresiunile toracice, cum este și în cazul nostru. Compresiuni toracice și minimizate întreruperile pe cât posibil, la fel cum vedeți în clipul de față. Asta e un exemplu de o resuscitare foarte bună. Nu toate sunt așa, nu toate resuscitările pe care le-am avut au fost așa, de aici chiar foarte bine, echipajul s-a mișcat extraordinar. Stai bine, bine, la 21 se rămână. Să nu-ți alunece, că-ți alunecă lucruție. Acum cred că e la... Nu, e la... 26. Palpez pulsul la artera femorală, care simte foarte bine, lucru care mă bucură pentru că înseamnă că acel masaj cardiac este făcut corect. Acele compresiuni toracice externe sunt făcute cum trebuie și sângele ajunge la organe, inclusiv creier, inclusiv inimă. Excelent masaj, bravo, cât așa.
trebuie să ne gândim tot timpul de ce s-a întâmplat acest lucru. Ce a cauzat acest stop cardiorespirator? Și avem mai multe cauze. De multe ori cardiace sau respiratorii, foarte simplu de împărțit. Un lucru pe care îl putem face este să analizăm sângele arterial, să luăm un astrup, așa se numește analiza, în care vedem pe lângă hemoglobină și cât CO2, cât dioxid de carbon, cât oxigen, cât sodiu, potasiu, clor există în sânge și dacă există ceva dezechilibre din acest punct de vedere. 7, 11, bine, pune. CO2. Excesul de bază, minus cât? Minus 11,4. Un bicarb, să mai avem nevoie de încă un abord venos care se poate face la nivelul venei jugulare, aici la nivelul gâtului, pentru a pune bicarbonat de sodiu, pentru că ne ajută în resuscitările prelungite, echilibrează pH-ul. pH-ul este măsoară aciditatea sângelui, care tinde să devină mai acid cu cât o persoană stă mai mult în stop cardiorespirator. Ca de obicei fixăm foarte bine abordurile venoase pe care le avem. Astrupul arterial nu arăta modificări semnificative, arăta că resuscitarea noastră este bună, dar nu era niciun dezechilibru care să fi explicat motivul pentru care a suferit acest pacient un stop cardiorespirator. Fusese recent operat de o fractură, lucru care poate să-mi sugereze un tromboembolism pulmonar. Deci, tind să cred că fie a făcut un tromboembolism pulmonar, fie un infarct miocardic. În acest moment nu avem cum să știm acest lucru. Resuscităm în continuare, mergem ulterior cu pacientul la spital, unde vor veni mai multe informații. Ce voiam să vă zic este că fiecare dintre dumneavoastră puteți să faceți aceste compresiuni toracice, puteți să identificați stopul cardiorespirator, aveți nevoie doar de câteva cunoștințe și din acest motiv împreună cu Academia de Primari Ajutor, SMUR Cluj, dar și Primăria Cluj-Napoca, s-a făcut această aplicație. Se numește Help Me, unde te ghidează pas cu pas ce ai de făcut într-un stop cardiorespirator, cum îl recunoști și ai și o hartă a defibrilatoarelor. Am muncit personal foarte mult la această aplicație și este gratuită, nu te costă nimic și este util să o ai. Dacă tu știi o locație în care există un defibrilator, intră pe aplicația Help Me și introdu-l acolo în aplicație. Avem nevoie să știm, pentru că cine știe, odată și odată aplicația asta va salva o viață și avem nevoie de tine să facem acest lucru. Ca de fiecare dată, dacă ți-a plăcut clipul ăsta, like, share și subscribe. Noi ne revedem data viitoare cu un nou clip de calitate în care să aflăm informații esențiale pentru fiecare din noi. Eu am fost Dr. Paul Oargă, ne vedem data viitoare, vă salut!